Accident grav în județul Sibiu, pe DN14. Un microbus de transport persoane s-a răsturnat la ieșirea din localitatea Târnava spre orașul Copșa Mică. La fața locului s-au deplasat o ambulanță SMURD, o ambulanță a Serviciului Județean de Ambulanță, o autospecială de descarcerare, o autospecială de primă intervenție și comandă și o autospecială de stingere cu apă și spumă de la secția Mediaș. În microbus se aflau 8 pasageri și șoferul. În urma accidentului au fost rănite 4 persoane, care au fost transportate la spital. Potrivit Poliției Județene Sibiu, posibil pe fondul vitezei neadaptate într-o curbă la stânga, șoferul microbuzului înmatriculat în județul Covasna a pierdut controlul volanului, iar autovehiculul s-a răsturnat.